Corul colegiului Cantemir Vodă și dirijorul Elena Mihaela Vodă și persoanele care ne-au ajutat a fost Leila extraordinar de la Codru Madrigal și face parte din programul Cantus Mundi. Programul Cantus Mundi, care mi se pare unul dintre cele mai importante programe din țară. Importante programe din țară. E un fel de cor al corurilor din toată România. Cei mai buni elevi coriști din toată România. Felicitări! Puțină lume știe despre programul ăsta, dar e o treabă care merge bine în educația din România. Da. Ideea a venit la o propunere și a lui Mihai, ca să fiu recunoscător, să spun adevărul. Mi-a spus Mihai, ne-am văzut la o întâlnire și zice, bă, cum ar fi să facem ceva, cum făcea Cargo, niște colinde rock. Și atunci am contactat-o pe Leila și am pus la punct trei colinde. După dat în colindăm, cântec de Crăciun din an în an și Plecarea Magilor în seara de Moș Ajun, făcute rock. Copii, sunteți gata? Vă mulțumim. Așa, nu, cu o veselie. Băi, eu mă bucur că vin vești bune din învățământul românesc după săptămâna asta în care am primit cele mai proaste vești, că suntem codați și Europei și așa mai departe. Eu zic să facem un program să susținem introducerea educației în școli. Adevărat? Nu? Chiar ar trebui. Dar ar trebui să reintroducem educația în școli și să începem cu orele de lectură. Da. Ca să înțelegem ce timp. Nu, dar sunt niște copii foarte talentați și foarte muncitori și au fost foarte serioși la repetiții și la tot, adică... Vreau să-i aplaudăm înainte de a ne colinda pe ei, pe profesorilor. Și acum... Mame mimo, mame mimo, mu... Dă-mi drumul? Colindă. Perfect. Hai, Doamne ajută!
Sai. Mulțumim, da, profesoare, și vă mulțumim vouă, la mulți ani. Bucuria este spiritul. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, aplauze pentru corul colegiului Cantemir Vodă. Mulțumim, unde am învățat, Damian Brothers. Unde am învățat Damian. Și vreau să-i vin la microfon pe domnișoara din vino aici, te-ai remarcat. Tu, hai la microfon un pic. Deci îmi crește inima când vezi că o fată din... De unde ești? Părinții sunt din Taiwan. Din Taiwan. Ah, părinții sunt din Taiwan și tu cânti foarte frumos românește. Ești născut în România? Da. Ia uzi, Damian, ca părinții tăi. Tot taiwanesc. Nu? Da, mulțumim tare mult, ne-ați umplut inimile de bucurie. Oameni buni, ce ne-ați făcut, este prima dată când am oprit mașina să urmăresc un live pe Facebook. Oameni ca voi ne fac să iubim România, oameni ca voi ne fac să ne fie dor de casă, dar în același timp ne alină dorul. Respect voi sunteți România. Ne pupă Ionuț din Londra. Super sună Morning Zoo și Damian and Brothers. Nu mă enervează, ci doar mă integrează în spiritul colindelor. Neața, vă salut cu mare drag și vă ascult în fiecare dimineață. Felicitări, Damian and Brothers. Felicitări profesorilor voștri. Felicitări, copii. Felicitări, Taiwan. Felicitări, Taiwan, da. Mulțumim! Că ai dat așa români. Și pe final, dacă nu se supără Damian, aș vrea să terminăm doar cu corul cântând ce vreți voi, alegeți-vă voi colinda pe care vreți să o cântați, fără trupă, fără nimic. A capella. A capella, ăsta este... Numai puțin. Ăsta este mesajul nostru de weekend fine. Aveți grijă de voi, de cei dragi, ne auzim luni dimineața la 7 la Zoo. E ultima noastră săptămână de radio de luni începând, aici în studioul din București, pentru că... Plecăm la Oradea. Weekendul viitor începe... Povestea de la orașul faptelor bune. Mulțumim mult!